Adică la bandă, nu știu de bandă unde. În timp ce bugetarii o parte de o vacanță prelungită de 1 mai, mulți angajați din domeniul privat au sărbătorit 1 mai prin muncă. De exemplu, stațiile taxi din Târgoviște au fost pline ochi. Taximetriștii nu se așteptau să aibă clienți record, dar spun că și dacă stau acasă, nu câștigă niciun bani. Nu cred că să fac cine știe ce, pentru că lumea a plecat, unii pe acolo. Elevii nu învață. Va fi slab astăzi. Cred. Dar nici nu acum, vă... Dobei am intrat în tură, nu știu sigur. Dar nici nu vă permiteți în vremurile astea stăți acasă. Și acasă, să ai acasă ce nu-i nimic. Tot prin muncă au sărbătorit și angajații din domeniul alimentar. Restaurantele, de exemplu, au pregătit oferte speciale pentru a-și atrage clienții de 1 mai. Iar pe angajații au trimis liste dimineața la cumpărături, astfel încât meniurile să fie îmbelșugate. Sunt la muncă, eu lucrez la un restaurant. E ziua muncii, dar să muncești. Polițiștii, jandarmii, pompierii și medicii sunt alte categorii care nu și-au permis să fie liber de ziua muncii. Potrivit legislației, în domeniile unde activitatea nu poate fi întreruptă, angajații vin la serviciu și în zilele de sărbători legale, dar trebuie recompensați cu timp liber corespunzător sau un spor de 100% la salariul de bază. Patronii care nu respectă legea riscă amenzi usturătoare între 5.000 și 1.000 de lei. Prevederea nu se aplică însă în cazul angajaților care sunt obligați prin contracte colective de muncă să vină la serviciu și de sărbători legale.